Oamenii tind să fie consecvenți, adică își creează rutine și preferințe. Odată ce aceste rutine sunt întrerupte sau încălcate de o experiență exterioară, așa cum este cazul epidemiei, pandemiei de coronavirus, se simt inconfortabil și încearcă să transforme experiența nedorită în parte din rutina lor. Cu alte cuvinte, oricât de rea ar fi situația, trebuie să ne adaptăm și să nu pierdem timpul. Sigur că e o oportunitate să ne relaxăm, dar nu trebuie să devenim leneși, pentru că atunci când se va sfârși toată treaba asta, ne va fi foarte greu să reintrăm în ritm. Așa că astăzi vreau să-ți prezint 6 activități productive pe care eu am început să le fac acasă, activități ce ți-ar putea stârni interesul. Hai să vedem despre ce e vorba. Prima activitate pe care ar trebui să o încerci este cititul. Acum este timpul perfect să investești în tine. Nu te mai sâcăie nimeni, nu te mai cheamă prieteni în oraș, nu te mai cheamă iubita la întâlnire. Este timpul să îți stârnești curiozitatea. Iar cărțile sunt o metodă extrem de bună pentru a face acest lucru. Timp de 30 de zile mi-am propus să citesc 30 de pagini pe zi. Asta mi-a în jur de o oră jumate. Poate ție ți se pare prea mult, însă nu trebuie să citești neapărat atât. Poți să începi cu 10 pagini, apoi 20 și tot așa. Acum 4 ani, când eram în clasa a 9-a, mi-am cumpărat o carte despre psihologie. Aceasta este psihologie, idei fundamentale. A cam trecut timpul peste ea, dar atât de mult mi-a plăcut și atât de pasionat am fost, încât am început să o interpretez. Aceste foi A3 sunt scrise până la refuz cu idei din acea carte. Deci, dacă vrei să treci la nivelul următor, poți să interpretezi ceea ce citești sau să notezi anumite idei pe care le găsești interesante și astfel îți vor rămâne mai bine întipărite în minte. Acum aproape că am terminat de citit Crimă și pedeapsă de Dostoievski și partea bună este că poți comanda cărți online și să-ți vină exact la ușă, nu trebuie să ieși tu afară, deci apucă-te de citit. Iar dacă nu-ți place să citești absolut deloc, e bine, încearcă a doua activitate și anume urmărește un documentar. Știu că mulți dintre voi urmăriți seriale, dar sunt bune numai pentru a te distra. În schimb, dintr-un documentar poți chiar învăța ceva. Recent am început să urmăresc pe Netflix un documentar numit În căutarea lui Dumnezeu cu Morgan Freeman. Mi se pare absolut genial. Iar dacă nu vrei să-ți faci un cont de Netflix sau nu ești dispus să dai bani pentru așa ceva, ei bine, sunt o grămadă de documentare gratis pe YouTube. Asta e și ideea, să-ți petreci timpul liber pe care l-ai învățând chestii noi. A treia activitate pe care trebuia să o faci înainte de această perioadă este să faci mișcare. La fel, pentru 30 de zile mi-am propus să fac în fiecare zi 100 de abdomene, 100 de flutări și 100 de genuflexiuni. E cu U. Am mai văzut înainte pe YouTube challenge-uri de genul și mereu am vrut să văd dacă chiar funcționează după 30 de zile, dacă e vreo diferență. E bine, acum este prilejul perfect pentru a încerca. Partea bună este că ai voie să ieși afară la alergat, dar poți să devii destul de creativ și în casă. Poți să iei un ghiozdan, îl umpli cu cărți, așa, și ai o gantelă făcută în casă. Sau chiar poți să-l pui în spate și să faci flotări cu el ca să ai mai multă rezistență. E, acum vedeți de ce sunt bune cărțile. A patra activitate productivă pe care ar trebui să o faci în autoizolare este să meditezi. Nu trebuie neapărat să stai în poziția asta, doar încearcă să-ți relaxezi corpul și să-ți focusezi atenția pe respirație. Că tot am spus că în perioada asta merită să te relaxezi puțin, mai ales acum că vine și vacanța de Paște, meditația este o soluție excelentă. Te calmează și curăță mintea de gândurile negative și anxioase care te izbesc așa în față odată ce dai drumul la televizor. Al cincilea lucru pe care ar trebui să-l faci în autoizolare este să îți dezvolți latura artistică. Apucă-te să scrii poezii, să desenezi sau chiar să scrii o carte dacă ești bun pe proză. Toate aceste lucruri te ajută să stimulezi creativitatea și te vor ajuta pe mai departe. Poți chiar împărtăși progresele tale cu lumea de pe internet. Fă-ți o pagină de Instagram și aia e, poți chiar porni și o mică afacere din asta. Nu se știe niciodată. Și în final, a șasea activitate pe care o poți încerca este să înveți să gătești. Nimeni nu vrea să moară de foame, dar ăsta e un lucru bun, pentru că la un moment dat nu vei mai depinde de părinții tăi și trebuie să înveți până la urmă să gătești. Mama mea are dreptate, este cam scump și nu foarte sănătos să comanzi în fiecare zi de la fast food-uri. În schimb, am început să-mi comand toate ingredientele de care am nevoie de pe Glovo și am căutat rețete pe internet despre cum să faci mâncare. Chiar acum o oră am scos niște cartofi de la cuptor, dacă vreți să vedeți cum au ieșit, lăsați un like la acest video, o să pun o poză pe comunitate. Așa este, toată situația asta a apărut pe neașteptate și toate planurile noastre au fost date peste cap. Nu mai suntem ca înainte. Și eu am început să adorm și să mă trezesc la ore destul de târzii. Dar trebuie să cauți mereu oportunități chiar și în cele mai întunecate ape. Asta este diferența între un câștigător și un pierzător. Iar dacă nu ai realizat nimic semnificativ astăzi, nu e nicio problemă. Și mâine e o zi.
Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să dați un follow la Iacobescu Edi pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. De asemenea, nu uitați să-mi dați follow și la pagina mea de Instagram, numită Sticker, de unde puteți cumpăra stickere personalizate cu doar 2 lei, livrarea este gratuită în Craiova și 10 lei în afară. Stickerele se pot lipi pe aproape orice suprafață, pe caiete, pe penale sau chiar pe laptop. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uita! Pune o reușită, nu un rateu! Pa, pa!